Școala! Eu aș putea spune, trebuie să fie pe primul plan. Și învățătorul pe primul plan. Pentru că din mâinile profesorului ies și academicienii și măcare. Toți. Deci sunt profesor de limbă și literatură română. Anul 49. Undeva sunt și eu aici. Am o să vă spun. Tânăr și frumos. Și mie mi-e drag de mine. Uite aici. 30 ceva de... Ești soția mea, ai spus aici. Aude, Doamne, și eu. Pare mi s-a istat eu. Ce aș spune despre sistemul de învățământ? Era sistemul de 7 clase. Și sistemul de... mediu de 10 clase. Sigur că a mers pe probația asta. Întâi 7 clase, apoi 8 clase, apoi 9 clase, în legătură cu faptul că clasa a 11-a și prima clasa a 12-a, toate astea sigur că le-am petrecut și poate chiar și le-am suferit, pentru că am influențat nu numai asupra elevilor, nu numai asupra părinților, dar și asupra noastră învățătorilor. Pentru că și noi trebuia numai decât să ne reperfecționăm în chestiunea aceasta. Eu vorbesc despre, în primul rând, despre sat. Am fost delegat la Congresul al doilea Unional al Pedagogilor. Nu toți. Și iacă-l-s eu, pare bise. Da, era gratuit, nici vorbă. Și mai mult decât atât, era obligatoriu. Și dacă tu n-ai cuprins pe toți copiii de vârstă școlară cu școala, erai pedepsit în careva măsură. Sigur că sancționat și nu pedepsit. Asta e una. Dar a doua măgărie, eu cer scuză pentru cuvântul acesta, era că țineau numai de, mai ales între anii 70, ca toți copiii să termine școala medie. Adică să primească studii medii. În primul rând, nu toți copiii pot ca să însușească programul sau curriculum. Asta e una. A doua, nu toți copiii aveau dotații pentru toate obiectele, dar te chema și te terroriza numai decât să fii cuprins cu școală. Și atunci, eu fiind șef de secție, eram nevoit să umblăm prin sate noaptea, să chemăm părinții și să începem să-i convingem numai decât ca fetița sau băietul să vină în clasa a noua. Și începeau diferite locuri. Unii fugeau în alte sate, alții fugeau la școli profesionale ca să scape de nevoia asta de școala medie. Că eu toate mențiunile mele ce-am făcut, ordinele, medaliile, diplomele, toate le-am împărțit copiilor, nepoților și strănepoților, i-am spus, să țineți minte că bunelul vostru n-a fost o frunză verde, dar și-a muncit cinstit. Păi dacă nu vorbea de lucrul acesta, despre biruința comunismului, despre sistemul sovietic care este cel mai fericit, apoi altfel cum? Și atunci, în 68, am primit și eu așa un premiu. Am fost menționat ca să
plec pe graniță. Și am fost în Norvegia, și în Suedia, și în Danemarca. Și întorcându-mă înapoi, îmi puneam sigur întrebarea, cu adevărat, noi, poporul sovietic, suntem cel mai fericit popor, pentru că nu știm fericirea altor popoare. Habar nu avem. Clasa mea, și dacă eu diriginte, dacă eu, iacă-ți alt, de acum eu, aici, directorul școlii. Aici alt, iar din nou directorul școlii.